Bună ziua și bine v-am regăsit! De câțiva ani buni tot discutăm despre banii europeni care i-ar putea ajuta pe cei care doresc să-și înceapă sau să-și dezvolte o afacere. Accesul la informații despre fondurile europene este încă dificil, din păcate. Tocmai de aceea vom încerca să aflăm cât mai multe informații utile astăzi, dedicate celor interesați de acest domeniu. În această seară, alături de noi, domnul Dorin Bota. Bună seara și bine ați venit! Ați revenit la noi în studio! Bună seara și bine v-am găsit! Noi sperăm că ați venit cu vești bune, cel puțin așa mi-ați spus înainte de a începe această emisiune. Care sunt acele vești? Da, este adevărat. Ne aflăm pe ultima sută de metri înainte de lansarea ultimei sesiuni din perioada 2007-2013. Este vorba de măsura 121, sprijin pentru ferme familiale. Dacă doriți mai multe amănunte, pot și să răspund la întrebările noastre și să vă fac o prezentare în extens a acestei măsuri. Ar fi bine și ar fi un început frumos pentru emisiunea noastră. Avem și multe întrebări de la telespectatori. Așteptăm telefoanele dumneavoastră la numerul afișat pe ecran. Între timp o să vă rog să ne spuneți care sunt acele amănunte de care trebuie să ținem cont. Da, este vorba despre fermele mai mici, care poate că au fost mai puțin ajutate în această perioadă. S-a constatat din solicitările de la APIA că marea majoritate a banilor spre europeni se duc spre mari fermieri și atunci s-a decis la nivelul Ministerului Agriculturii să se creeze o măsură de finanțare pentru micii fermieri. Așa cum spuneam, aceste ferme familiale, ca o primă condiție, trebuie să se încadreze între două limite ca unități de dimensiune economică, respectiv între două UDE-uri și 50 de UDE-uri maximum. Nivelul finanțării merge de la minimum de 5.000 de euro și până la 50.000 de euro fonduri nerambursabile. Așa cum vă spuneam, se adresează într-adevăr micilor fermieri care doresc, pe lângă cele două, trei vaci pe care le au, să se dezvolte, să producă și pentru piață, nu doar pentru consumul propriu. Ceea ce este o veste bună, bun. Și care sunt pașii? Cum ar trebui să procedeze cei care doresc să... O veste și mai bună, practic, doritorii au acum la dispoziție 6 proiecte tip. Deci, practic, nu vor mai trebui să cheltuie bani cu firmele de consultanță, firmele de consultanță, proiectare și așa mai departe. Tot ceea ce trebuie este să ia de pe site proiectul pe care consideră ei că li se adresează. Îl pot găsi pe site-ul dumneavoastră? Da, se va găsi pe site-ul nostru. Puteți spune și numele, dacă vă rog? Da, site-ul nostru este www.apdrp.ro. Iar aceste proiecte tip, în număr de 6, se adresează atât sectorului vegetal, cât și sectorului animal. Vegetal, respectiv legume, pomi și arbuști fructiferi, viță de vie și culturi de câmp. La animale este vorba de bovine pentru lapte și carne, porcine la fel pentru carne, respectiv pentru îngrășat, la ovine pentru tineret ovine sau ovine cu lapte, caprine la fel și creșterea păsărilor. Vom trece, dacă nu mai aveți alte informații sau ar mai fi ceva de menționat? Informațiile integrale și ghidul solicitantului se găsesc la noi pe site, așa cum v-am spus, www.apdrp.ro. Acolo există deja și grilele de punctaj pentru aceste proiecte. Ce este de important? Faptul că această măsură va fi demarată începând cu data de 1 iunie și ultima zi probabilă încă este 15 iulie 2013, cu mențiunea că această dată ar putea fi prelungită în cazul în care există solicitări mai multe din partea fermierilor. Aș avea o întrebare de la domnul Florin Gana din Brașov. Apropo de ceea ce spuneați și mai devreme, aș dori să știu ce șanse aș avea pentru înființarea unei ferme, vaci sau oi de lapte. Ce condiții sunt de îndeplinit? Pași
pașii care sunt de urmat, cât timp ar fi necesar pentru începerea propriu-zisă a investiției și la ce sumă s-ar ridica costurile, ne întreabă dânsul. Deci, practic, sunt vreo 6-7 întrebări. Așa, dacă putem să le ajutăm într-un fel. Una dintre posibilități este chiar aceasta. Fermele mici familiale. Aici, practic, dacă ne luăm după sfârșitul întrebării, costurile ar fi oarecum reduse, cel puțin la nivelul de proiectare și consultanță. Acum depinde ce dorește să facă persoana respectivă, să-și construiască un adăpost, să-și cumpere emulgători. Deci acest lucru depinde de la proiect la proiect. Încă o dată, suma maximă prin această măsură este 50.000 de euro, care la o fermă micuță este o sumă foarte, foarte importantă. Deci cu 50.000 de euro se pot construi și adăposturi, se pot trage curent, apă și așa mai departe. Deci se pot crea condițiile pentru o fermă europeană, în adevăratul sens al cuvântului. Și dacă ar fi să discutăm despre timp, dânsul ne întreabă cam cât timp ar fi necesar pentru începerea propriu-zisă. Timpul la acest tip de proiecte, fiind vorba de proiecte, timpul va fi destul de scurt, pentru că și procesul de evaluare va fi mult simplificat față de ceea ce a fost pe alte măsuri. Credem că în circa 3-4 luni de la depunerea proiectelor, acestea vor fi finalizate și evaluate, după care se publică selecția, iar în maximum 5-6 luni de zile, cred că oamenii se pot apuca de lucru. Avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. Cum vă numiți? Fiorel din Hunedoara mă numesc și sunt începător în apicultură. Aș avea și eu o întrebare. Am vreo 12 stupi și aș vrea să știu cum aș putea să primesc bani ca să mai cumpăr încă vreo 100 de stupi. Am înțeles. Se pot accesa fonduri europene pentru apicultură? Depinde de vârsta pe care o are domnul. Dacă are sub 40 de ani, în următoarea perioadă de programare 2014-2020, adică anul viitor pe vremea asta, se va deschide o nouă sesiune pentru instalarea tinerilor fermieri, măsura 112. Cu o altă veste bună, procentul de finanțare la fel va fi de cofinanțare va fi zero, deci fondurile vor fi în totalitate nerambursabile, iar suma maximă a crescut de la 40.000 de euro la 70.000 de euro. Asta în cazul unui număr foarte mare de stupi. Pentru un număr mai mic de stupi, omul poate accesa măsura 141, sprijin pentru ferme de semisubzistență, care până acum a oferit suma de 1.500 de euro anual, timp de 5 ani pentru fermierii cu vârstă până la 65 de ani. Alte sfaturi pentru respectatorul nostru? Deci, pe lângă acest tip de măsură, da, mai există măsura 121, modernizarea exploatațiilor agricole, dar aici este nevoie de o cofinanțare, care, din câte am înțeles, va fi undeva în jur de 15 până la 30% pentru perioada următoare de programare. Sau mai există programul național apicol, special destinat apicultorilor, despre care nu știu foarte multe amănunte pentru că nu este derulat prin agenția noastră. Mai avem întrebări de la Sorin Neamțu din Timișoara. Care este vârsta maximă la care o persoană poate accesa fonduri nerambursabile și în ce condiții? Da, asta este o întrebare tricky, cum zic americanii. Nu există o vârstă maximă la care se pot accesa fonduri nerambursabile decât în cazul măsurii 141 și măsura 112, unde vârsta maximă este de 40 de ani. Pentru toate celelalte măsuri nu există restricții de vârstă. Domnul Andrei din Constanța doresc să accesez măsura 121 pentru achiziție de utilaje. Am fost înscris și ca persoană fizică într-o asociație acum 10 luni, iar acum 4 luni m-am autorizat ca și PFA să ia în considerație criteriul privind apartenența la un grup de producători înainte cu 6 luni de zile.
Nu știm dacă acest criteriu va mai funcționa și în perioada imediat următoare. La ultima sesiune de depunere, criteriul era... Îmi cer scuze că vă întrerup. Revenim la acest răspuns imediat. Avem un telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! De la Sipor vă sun. Vă ascultăm. Aș avea și eu o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Anul viitor ies la pensie și aș dori să fac o crescătorie de ciuperci. Am terenul. Trebuie să-mi fac firmă pentru ca să iau fonduri europene? Vă mulțumim mult pentru întrebare. Da, răspunsul este nu. Nu trebuie să aveți o firmă pentru a accesa fonduri europene. Puteți accesa fonduri europene și ca persoană fizică neautorizată cu o singură condiție. Ulterior obținerii finanțării, până la data semnării contractului, va trebui să vă autorizați într-o formă juridică minim persoană fizică autorizată. Dar la depunerea proiectului nu este nevoie să fiți înregistrat ca persoană juridică. Unde se încadrează crescătoriile de ciuperci? Măsura 121, modernizarea exploatațiilor agricole sau, încă o dată, dacă domnul are vârsta sub 40 de ani, poate aplica și pe instalarea tinerilor fermieri sau măsura 141, sprijin pentru ferme de semisubzistență, depinde de condițiile specifice ale dânsului. Teren, ne spunea dânsul, nu știu dacă mai este alături de noi. Deci, una dintre condițiile necesare pentru a construi ceva în România este actul de proprietate. Actul de proprietate sau cel puțin act de concesiune al terenului pe o perioadă de minim 10 ani de la autoritatea publică locală de unde domiciliază. Ce este important, ciupercăriile, spre exemplu, pot fi construite chiar și în micile sau marile orașe. Deci măsurile pentru agricultură funcționează pe tot teritoriul țării, chiar dacă zice Programul Național de Dezvoltare Rurală. Așa, îmi cer scuze că vă întrerup din nou. Avem un telefon. Bună seara! Alo? Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! De la Maramureș, de la Boșa, vă deranjează. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vă ascultăm! Aș vrea ca să... Eu am depus anul trecut un dosar pe măsura 1-2. Nu mi s-a aprobat. Acum aș vrea să fac pentru 1-2-1, pentru modernizare de gospodărire, de saivan. Așa. Care este întrebarea? Deci aș vrea să știu ce condiții trebuie să îndeplinesc ca să pot să obține. Acum gospodăria o fac pe banii mei. Dar vreau să știu ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru să obțin multiplice, adăpătorii... Pentru dotările. Ați dori să-l mai întrebați? Ce fel de fermă aveți? Vegetală, mixtă sau animal? Păi de animale, de bovine. Așa. De bovine. Pentru lapte sau pentru carne? De lapte. Bovine pentru lapte. Ce aveți cele mai mari șanse în momentul de față pe sprijin pentru ferme familiale? Măsura 1-2-1. Singura condiție e să vă încadrați între 2 UD-uri și 50 de UD-uri cu ceea ce aveți acum. Dar bănuiesc că v-ați încadrat deja din moment ce ați depus un proiect pe măsura 112. Da, da, m-am încadrat, decât nu mi s-a aprobat. M-am încadrat la 112 și eu dacă fac acum pe 121 la anul viitor, vreau să fac din nou la 112. Din păcate nu veți putea face. Pentru că instalarea tinerilor fermieri se adresează fermierilor care s-au înregistrat și instalat în ultimele 12 luni. Anul viitor, dumneavoastră, veți avea 2 ani de la data instalării. Puteți face eventual un proiect pe soția dumneavoastră sau pe unul dintre copii, dacă aveți copii cu vârstă mai mare de 18 ani. E, nu, dar dacă fac la anul viitor pe nevastă mea și acum îți fac pentru modernizări pe mine. Se poate. Da, se poate fără nici o problemă. Încă o dată, cu condiția ca în momentul în care soția preia exploatația să nu fi depășit 12 luni la data la care depuneți proiectul. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Revenind, alte sfaturi pentru domnul nostru? Sfaturile sunt aceleași pe care le dau întotdeauna. Dacă actele sunt în regulă, proprietate, totul este înregistrat corect la APIA și la medicul veterinar, deci atât terenurile cât și animalele, o altă condiție
necesară și suficientă este utilizarea la maximum a posibilității de a face puncte. Și trebuie urmărită grila de punctaj și încercat să se facă puncte la maximum. Probabil, anul acesta a fost o concurență extraordinară pe măsura 1-1-2. A fost, deci, practic, 5 și jumătate pe un loc eligibil. Probabil, domnul a avut un proiect bun, bine făcut, dar nu a avut puncte suficiente. Nu l-a sfătuit cineva sau nu a avut posibilitatea, pentru că sunt și criterii de punctaj pe care nu le poți îndeplini. Spre exemplu, criteriul de zonă defavorizată, care înseamnă 20 de puncte din 100. Poate că dânsul nu este dintr-o zonă defavorizată și atunci automat a pierdut 20 de puncte. Mai este criteriul de fermă ecologică, la fel. Și aici lucrurile sunt puțin mai complicate. Dar ce este important și acolo și aici, dacă are posibilitatea să-și crească punctajul, bineînțeles, înainte de depunerea proiectului, prin forțe proprii, spre exemplu, să-și certifice ferma ca fermă ecologică, asta înseamnă un bonus de punctaj și șanse crescute pentru a obține finanțare. Încă o dată, concurența este extrem de mare în acest moment. La început oamenii erau reticenți, dar văzând exemplu vecinului sau a colegului sau a altor oameni care au obținut bani și cărora le intră în conturi, la unii anual, la unii la 6 luni de zile, sume de bani importante cu care își pot dezvolta afacerile. Deci a devenit din ce în ce mai mare concurența pe aceste măsuri. Cu siguranță telespectatorul nostru este mulțumit de răspunsul la întrebare. Vă mulțumim. Să revenim la domnul Andrei din Constanța. Ce discutam și mai adineaori, vă repet întrebarea sau mai țineți minte? Doresc să accesez măsura 121 pentru achiziție de utilaje. Am fost înscris ca persoană fizică într-o asociație acum 10 luni, iar acum 4 luni s-a hotărât ca și PFA. Da, am răspuns parțial la întrebare. Așa. Se ia în considerație criteriul privind apartenența la un grup de producători înainte cu 6 luni de zile? Nu. Nu se ia. Deci între persoană fizică și persoană fizică autorizată există diferențe majore. Practic, omul a trebuit să se reînscrie în asociația respectivă în momentul în care dânsul și-a schimbat situația juridică. Iar criteriul era așa, înscris cu cel puțin 6 luni de zile înainte. Dânsul s-a înscris ca PFA sau întreprindere individuală cu doar 4 luni de zile înainte. Însă, încă o dată, aceste lucruri deja sunt depășite. Nu știm dacă acest criteriu va funcționa și în perioada de programare 2014-2020. Domnul Popa din Sibiu, există proiecte prin care se pot deschide cabinete de consiliere juridică în mediul rural? Da, există pe măsura 312 sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi în mediul rural. Acum trebuie văzut și lista codurilor CAEN, care este imensă, a proiectelor care pot fi eligibile. La unele există situația următoare, deci sunt eligibile, dar, spre exemplu, pentru firme de consultanță, știu sigur, sau pentru alte tipuri de acestea, în care construcțiile nu sunt eligibile. Dar dotarea cu aparatură, IT, nu știu ce ar putea achiziționa un consilier juridic, mobilier și așa mai departe, este eligibilă. Bine de știut și o întrebare de la o doamnă. Marea majoritate a întrebărilor sunt de la domne, așa cum ați putut observa. O întrebare care ne place. Ce soluții de finanțare din fonduri europene, ne întreabă doamna Mariana, se poate găsi pentru un SRL cu obiect de activitate producerea de ciocolată și specialități care dorește să extindă gama de produse și are nevoie de achiziția unor utilaje specializate? Da, există chiar proiecte finanțate pe fabricarea ciocolatei. Mă mir că spuneți că e o singură întrebare de la o doamnă, pentru că... Păi până acum am avut doar telespectatori care ne-au sunat și ne scriu. Neașteptat poate pentru unii, dar circa 70% dintre acționarii unici ai societăților care depun proiecte la noi sunt doamne. Și asta pentru că doamnele au fost și sunt până acum favorizate. Deci femeia antreprenor la fel primește un bonus de punctaj ca și
Păi se pare că, 40 da, se pare că domnii vin cu deci, întrebările și doamnele execută proiectele. Da, probabil că aceasta este situația, așa. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Așa cum vă spuneam, deci există o măsură, este schema de ajutor de stat N578, care se adresează produselor de patiserie, cofetărie, brutărie și așa mai departe, special creată pentru aceste proiecte. Ați avut, nu știu, de a face cu astfel de proiecte? Da, da, da. Mai multe astfel de proiecte. Da. Bine, cele mai multe dintre ele sunt brutării, dar avem și patiserii și există chiar un proiect foarte mare în regiunea Nord-Vest, un proiect de aproape 3 milioane de euro a unei firme a cărei ciocolată se găsește în magazinele noastre, n-am să-i pronunț. Chiar vă rog să nu ne dați nume, în schimb mai avem un da, telefon. Da, pot să vă spun că firma e din Satul Mare. Așa, și e suficient. Bună seara! Da. Bună seara! Ne auziți? Alo? Da, vă ascultăm. Bună seara! Cum vă numiți? Română, fi bună ziua invitatului dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Aș dori să aflu de la invitatul dumneavoastră ce șanse are un proiect pe măsura 112 dacă nu există proprietate. Deci, în condițiile în care ferma va fi cu un regim de închiriere arenda. Pe o perioadă de 10 ani sau cu contract de, mă rog, arendă. Arendă, da, arendă, da. Dacă vreți un răspuns tranșant, din punctul meu de vedere, nu are nicio șansă. Deci nu are șanse. Nu are șanse pe ce a fost până acum. Deoarece din cele 100 de puncte, 30 de puncte se acordau pentru proprietate integrală a fermei. 30 de puncte din 100 sunt foarte multe. E ca și cum ați porni la un examen de la nota 7 în jos. Am înțeles. Fără am să înțeles. Aveți posibilitatea să luați 10 niciodată. Pentru că la noi în zonă avem o problemă cu proprietatea, cu titlurile de proprietate. Problema e generală, nu e numai la dumneavoastră în zonă. Din păcate sau din fericire, încă o dată v-am spus, concurența e foarte mare. Deci oamenii care vor să riște cu adevărat și își doresc lucrul acesta, au făcut toate eforturile ca să își întăbuleze terenurile și să aibă animalele în ordine. Cei care au reușit acest lucru beneficiază de fonduri nerambursabile. Cei care nu reușesc, din păcate, nu avem cum să-i ajutăm. Noi am făcut o propunere pentru nou PNDR, o măsură de cadastrare a teritoriului țării, prin care primăriile să beneficieze de fonduri nerambursabile pentru cadastrarea tuturor terenurilor. Acum să vedem dacă se poate realiza, dar problema este generală, cel puțin în zona noastră, în Transilvania, în Ardeal, unde, deși noi am avut fond funciar și cadastru și așa mai departe, terenurile în ultimii 50-60 de ani au fost trecute de la părinți la copii și mai departe, fără acte, s-au împărțit între 8-10 rude, iar în acest moment situația este generală. Aici poate că ar trebui să intervină guvernul și să reglementeze într-un fel situația, ori să ofere o perioadă de grație de un an de zile în care toată lumea să își întăbuleze terenurile într-o formă sau alta, poate prin reducerea taxelor sau alte măsuri, dar încă o dată noi prin fonduri europene, în momentul în care am fost consultați, am propus și o astfel de măsură. Rămâne să vedem ce vor decide oamenii care decid în programarea 2014-2020. Ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta. Încă o dată, noi am propus, mai departe rămâne să decidă cei care au putere. Vă mulțumesc. Rămâne de văzut. Cu mare plăcere. La revedere. Mai avem o întrebare de la domnul Vasile Costin din Maramureș. Am o micro-întreprindere în curs de construire, de construcție. Aș dori să investesc în producție de dulceață. Este eligibilă această investiție în cadrul măsurii 1, 2, 3? Da.
Da. Scurt și la obiect. Da. Domnul Grigore Horea din Hunedoara, pentru măsura 112, dacă soțul și soția au contracte de arendă diferite, pot accesa separat finanțare în cadrul aceleiași sesiuni? Nu. Și am să vă explic și de ce. Am mai explicat acest lucru. Deci, o exploatație agricolă poate accesa măsura 112. Ce înseamnă o exploatație agricolă în accepțiunea generală? O exploatație agricolă este totalitatea terenurilor agricole și a animalelor pe care le deține o familie. Deci, indiferent pe numele cui este contractul de arendă, cele 2, 3, 4 terenuri, 10 animale, fac parte din aceeași exploatație agricolă. Soțul și soția nu pot accesa independent măsura 112. Doar unul dintre membrii familiei, soț sau soție, poate să beneficieze de sprijin financiar în cadrul PNDR. Așa, bine de știut. Vă mulțumim pentru toate aceste informații. Vom reveni după o foarte scurtă pauză. Așteptăm întrebări și păreri la adresa redacției, dar revenim în câteva secunde. Am revenit, dragi prieteni. Așadar, părerea specialiștilor este că aveți șanse de reușită. Totul este să aveți curaj. Domnule Bota, viitorul sună bine, din câte ne-ați spus dumneavoastră. Ce urmează? Care sunt pașii următori? Poate că deja prezentul începe să sune bine. Dacă ne luăm după datele statistice, cel puțin pe dezvoltare rurală, situația pare să fie una bună, și anume din cele 8 miliarde de euro am plătit deja peste 5 miliarde, asta înseamnă peste 60% absorție, incomparabil mai mult cu celelalte decât celelalte programe de finanțare. Îmi permiteți să vă întrerup că avem un telefon deja. Bună seara! Promit să revenim cât de curând. Bună seara, ne auziți? Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Da, bună seara! Cum vă numiți și de unde sunteți? Aș dori să-l întreb pe invitatul meu dacă se acordă fonduri europene pentru modernizarea fermei, respectiva clădirilor. Mă înțeles. Ați dori să aflați ceva amănunte? Instalații pentru apă. Da. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Răspunsul este... Ne puteți spune de unde sunteți? Din Alba, județul Alba. Vă mulțumim. Deci, răspunsul este da pentru următoarele categorii de construcții. Construcții în ferme, adăposturi, săli de muls, saivane, fonduri pentru utilități, adică apă, gaz, curent, drumuri în fermă și așa mai departe. Nu se acordă fonduri pentru construcția sediului social al firmei. Dar toate cheltuielile pentru procesul de producție sunt eligibile. Da. Construcții, echipamente, utilaje, tractoare, semănători, sape, grape, mulgători, chiar și mijloace de transport specializate, în cazul acesta fiind vorba de fermă de vaci, din câte am înțeles, cisterne pentru lapte sau mașini frigorifice pentru transportul produsului finit, caș, brânză și așa mai departe. Am înțeles. Să revenim la viitor sau la prezent? Da. Lucrurile par a se simplifica oarecum și pare a exista o dorință reală în acest sens.
rămâne de văzut la finalul acestui an, după ce se va aproba Programul Național de Dezvoltare Rurală, dacă intențiile bune vor fi și puse în practică. Ceea ce ne dorim noi și își doresc și beneficiarii este să simplificăm. Din păcate, până acum, fiecare anunț de simplificare a procedurilor a adus după sine birocrație mai multă. Eu, ca formare, sunt birocrat și sunt sătul deja de birocrația la care sunt supus eu ca evaluator de proiecte. Am înțeles și înțeleg că domnul care, cu care am discutat mai devreme a revenit. Bună seara, ne auziți? Da, bună seara, am revenit. Vreau să mă întreb dacă sunt condiționate fondurile legate de vârstă sau de zonă. Am înțeles, atent. Da. Deci, pe măsura 1.2.1, modernizarea exploatațiilor agricole, fondurile nu sunt condiționate de vârstă sau de zonă. Dar au existat bonusuri de punctaj pentru zonele defavorizate și pentru tinerii fermieri sub 40 de ani. Acum, problema cu zona defavorizată nu cred că o puteți rezolva. Însă, aici noi am propus, în momentul în care am fost consultanți, eliminarea acestor criterii care, cel puțin mie, mi se par oarecum discriminatorii. Deci, practic, toată lumea ar trebui să aibă aceeași șansă, indiferent de vârstă, etnie, sex, confesiune și așa mai departe. Rămâne să vedem în perioada 2014-2020 ce se va aproba. Așa, și revenind la ceea ce spuneați mai devreme, vis-a-vis de viitor, lucrurile par a merge spre o simplificare. În primul rând, se vor reduce numărul de măsuri. Vor exista probabil maxim 7 măsuri față de 17 câte au existat în perioada de programare 2007-2013. Iar acum rămâne să vedem ce se va întâmpla și cu procesul de regionalizare. În cazul în care regionalizarea se va realiza, lucrurile vor merge mult mai aproape de cetățeni, de doritori, practic. Dar se vor și schimba foarte multe lucruri. Noi am cerut ca fondurile să fie distribuite regional în funcție de PIB-ul fiecărei regiuni, de gradul de sărăcie al regiunii respective, astfel încât fermierul din Cluj, spre exemplu, care crește vaci, să nu fie în competiție cu fermierul din Iași, care crește bumbac sau nu știu ce altceva. Fiecare zonă are specificul ei și de obicei intervin în această competiție criterii care nu întotdeauna sunt cele mai adecvate unei concurențe reale și loiale. Așa este, mi se spune că mai avem un telefon. Bună seara! Ne auziți? Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! De unde din sunteți? Din Maramureș, vă deranjez. Din Maramureș, bună seara! Cu accesarea de fonduri europene pentru o farmacie veterinară. Ce ne puteți spune? Da, este măsura 3.1.2, prin care se pot accesa fonduri pentru acest tip de proiecte. De ce anume ar avea nevoie, domnii? Deci, criteriile și condițiile sunt aceleași. Dacă doriți să vă achiziționați echipamente, utilaje, nu știu ce anume v-ar mai trebui, nu este necesar să aveți proprietate asupra unui spațiu, este suficient și un contract de comodat pe minimum 10 ani. În rest, condițiile sunt cam aceleași ca și pentru celelalte tipuri de activități pentru micro-întreprinderi. Mai sunteți alături de noi? Și cam cât s-ar putea accesa? Pe măsura 3.1.2, sprijinul a fost de 70% din valoarea proiectului. Deci la un proiect de 10.000 de euro, primiți 7.000 de euro și 3.000 de euro trebuie să fie cofinanțarea dumneavoastră. Asta ca exemplu. Acum, proiectul poate merge până la 200.000 de euro nerambursabil. Bine, vă mulțumim. Să sperăm că sunteți mulțumit de răspuns. Așadar, revenind,
o să revin și eu cu câteva întrebări rămase, am rămas aici dator. Achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibili reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul măsurii 3.1.3, ne întreabă domnul Dorel. Da, pe o anumită componentă răspunsul este da, pe o anumită componentă răspunsul este nu. Care ar fi spre acea componentă cu da? Deci măsura 3.1.3 are patru componente. Componenta A se adresează celor care doresc să-și înființeze o pensiune turistică sau agroturistică. Aici, acest tip de cheltuială este eligibilă. În cazul activităților recreaționale, respectiv componenta B, acest tip de cheltuială nu este eligibilă. Fermele pentru creșterea porumbeilor, pentru carne, oare pot primi finanțare în cadrul măsurii 1.2.1? Ne întreabă iarăși o doamnă, doamna Stella din București. Am primit foarte multe întrebări. Deci chiar în ultima vreme am bătut 70 de comune din cele 75 ale Clujului. Așa, și încă o întrebare de genul ăsta nu am primit. Am primit despre Cincila, despre Struț, despre... Din păcate nu este eligibil. O întrebare de la domnul Horațiu Marcu din Brăila. În cadrul unei ferme mixte, creștere animale și cultură de cereale, se pot accesa fonduri pentru achiziția de utilaje agricole, axându-se pe sectorul de creștere a animalelor, pentru obținerea unui punctaj mai mare la criteriile de selecție. Dacă intenția este doar obținerea punctajului mai mare, atunci răspunsul este nu. Deci condiția pentru achiziționarea de echipamente și utilaje este ca acestea să fie justificate în planul de afaceri. De ce are nevoie omul, la ce dorește să le folosească, ce productivitate au, la ce va utiliza produsul finit și așa mai departe. Deci necesitatea și oportunitatea achiziționării utilajelor și echipamentelor trebuie demonstrată prin planul de afaceri. Singura frază spusă, doresc să obțin mai multe puncte, nu este suficientă. Dar dacă omul demonstrează necesitatea și oportunitatea achiziționării acestor utilaje, fără îndoială că va primi și punctaj și proiectul va fi și eligibil. Apropo de vizitele dumneavoastră și ce spuneați mai devreme, nu ne-ați spus care au fost cele mai frecvente întrebări așa din partea populației? Una dintre cele mai frecvente întrebări este ce am putea face? Nu ne dați exemple. Iar... Și idei pot să le dau oamenilor, dar nu am de unde să știu cum evoluează fiecare afacere în timp. Dacă aș avea răspunsul ideal, mi l-aș oferi mie, fie vorba între noi. Deci fiecare afacere, business, are specificul ei, funcție de zonă, de capacitatea omului de a-și manageria afacerea, de... Ar fi bine să aibă minime cunoștințe într-un anumit domeniu. Să-și vândă. Că să produci este foarte simplu și ușor. Dar dacă nu ai unde să distribui și să vinzi, din păcate, e un lanț pe care trebuie să-l duci până la capăt și să-l gândești de la bun început. Ok, produc. Nu știu ce produc, dar unde îl voi vinde unde și când îmi voi încasa banii. Unde va fi distribuit acel produs? Da. Import, export? Acum, alte întrebări, marea majoritate sunt... legate de proiectele mici, fiind vorba și de oameni mai puțin înstăriți din zona rurală, marea majoritate se îndreaptă spre măsura 1.4.1 sau pe măsura de instalare a tinerilor fermieri, măsura 1.1.2. Spre exemplu, astăzi am fost în Beliș la o întâlnire cu oamenii din zonă, dar nu numai din zona Beliș, pentru că au fost și oameni din Mărgău, din Călățele, din Măgură-Cătău și așa mai departe. Aceștia sunt foarte interesați, spre exemplu, de agroturism. Practic, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, numărul de pensiuni în zona montană a explodat, pur și simplu, în zona Clujului și există premisele să creăm câteva zone foarte puternice din punct de vedere turistic, așa cum pe vremea Sapardului, pe care tot noi l-am gestionat, s-a creat zona Bran-Moeciu, de care până atunci nimeni nu auzise. Deci, în zona Bran exista doar castelul, dar urmarea programului Sapard, în zonă s-au construit 50-60 de pensiuni
Și zona a devenit, bine, avea și un potențial turistic extraordinar, zona a devenit practic o stațiune turistică. La fel se poate întâmpla acum, deja Belișul într-o mare dezvoltare, este comuna Mărgău cu Smida, Răchițele, Dealul Botii, de asemenea comuna Râșca, Băișoara, care deja e cunoscută pe plan național, comuna Mărișel, iarăși cu un potențial de dezvoltare fantastic, care deja au început construcții de pârtii de schi, o mulțime de pensiuni care au fost aprobate în ultima vreme și care, unele dintre ele finalizate, altele în lucru, altele în fază de contractare. Deci, cel puțin pe domeniul turistic și agroturistic, aici în zonă, putem spune că am cam acoperit necesitățile zonei. Rămâne să mai rezolvăm și infrastructura. Aici pot să vă spun că, mergând pe drumurile comunale care au fost modernizate prin programul nostru, rămâi surprins cât de bine sunt făcute și, dacă faci comparație cu drumurile județene care sunt în administrația altora, da, practic sunt mulți care ar dori să preia și drumurile județene în patrimoniul comunilor ca să le poată moderniza. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Vom trăi și vom vedea. Da. Ce este iarăși important în aceste comune, nu numai în zona de munte, dar și în zona Câmpiei Transilvaniei, foarte multe comune, avem 85 de proiecte mari în 75 de comune, deci sunt comune care au 2, 3, 4 proiecte în derulare, s-a introdus apă, există canalizare, deci premize pentru o dezvoltare largă și amplă a județului. Așa este, mai avem foarte multe întrebări pe care, din păcate, n-am reușit să le parcurgem. Mi se spune că mai avem un telefon, încercăm să răspundem cât de scurt. Bună seara, vă ascultăm! Bună seara! Bună seara! Sunt Cotuța și vă sunt din județul Alba. Da, vă ascultăm. Am și o problemă, am o întrebare pentru domnul. Da. Vreau să îmi fac o bucătărie, eu cu familia mea. Și la noi, în comună, în Alba, sunt vreo 800 de fumuri. Avem apă, gaz, avem un teren cam de 1500 de metri pătrați. Pot să iau o finanțare? Mulțumim, da, pentru întrebare. Este schema de finanțare N578, care, așa cum am răspuns și unei întrebări anterioare, se adresează brutăriilor, patiseriilor, producătorilor de ciocolată, de alimente fără gluten, biscuiți și așa mai departe. Deci, brutăria, practic, este o investiție eligibilă în cadrul acestei scheme. Procentul de finanțare este de 50% sau a fost, pentru că încă nu știm cum va fi în 2014, iar suma maximă ce putea fi accesată era de 3 milioane de euro. Alte de sfaturi? De la 5.000 de euro. Așa. Sfaturile sunt aceleași. Sunt aceleași. Deci, derularea, implementarea, contractarea, plata proiectelor este identică. Este vorba de un proiect de 5.000 de euro sau unul de 3 milioane de euro, este același lucru. Pașii de parcurs sunt aceiași. Pot fi găsiți la noi pe site în cadrul ghidurilor solicitantului pentru fiecare măsură în parte. Emisiunea noastră a luat sfârșit. Sunt tot mai mulți cei care își doresc o afacere agricolă. Vedem în jurul nostru afaceri, multe afaceri de succes în acest domeniu. Și da, chiar dacă pare prea frumos ca să fie adevărat, poate chiar foarte mulți dintre dumneavoastră, cei care ne priviți acum în acest moment, puteți obține aceste fonduri. Noi vă dorim o săptămână cât mai frumoasă în continuare. Pe curând!